Berbec. Astrele recomandă berbecilor să fie mai încrezători în puterile lor. Vei avea parte de mai multe surprize frumoase din partea celor dragi, iar la locul de muncă să-i vezi oportunități de dezvoltare. Ești puternic și dornic de mai bine. Profită de toate șansele pe care le primești și mergi mai departe cu multă încredere. Taur. Nativii din zodia Taur vor avea parte de o zi calmă. Azi nu ești dispus să-ți asumi niciun risc și este foarte posibil să te axezi doar pe zona personală. Acasă toate lucrurile merg bine, dar simți nevoia să mai faci mici modificări de interior. Gemeni. Horoscopul zilei de 3 februarie anunță că gemenii se concentrează pe activitățile de la locul de muncă. Lucrezi din greu și vrei să ai cele mai bune rezultate. Astăzi este o zi importantă în care poți să-ți pui în valoare abilitățile. Te descurci bine și faci cu brio față tuturor provocărilor. Ești zodie de aer, puternică și ambițioasă. Rac. Nativii din zodia Rac s-ar putea să aibă parte de o situație mai deosebită în zona de cuplu. Intervin mai multe probleme și este posibil să nu comunici destul de eficient. Rezolvarea va veni treptat, dar trebuie să faci niște eforturi considerabile. Ți-e teamă să spui ce gândești, iar acest lucru te va afecta pe viitor. Leu. Leii dovedesc din nou că pot să treacă peste orice provocare. Primește o ofertă de muncă destul de interesantă și ești gata să muncești mai mult. Nimic nu mai contează pentru tine atât timp cât îți creezi un spațiu sigur din punct de vedere financiar. Fecioară. Fecioarele așteaptă să primească niște bani din partea cuiva. Ai împrumutat pe cineva și aștepți ca banii să-ți fie înapoiați. Astrele recomandă să nu mai fii atât de generos cu persoanele din jurul tău, ai putea risca să nu-ți mai primești banii înapoi. De asemenea, ești genul de persoană care nu vrea să facă presiuni. Aștepți în liniște, chiar dacă la rândul tău ai nevoie de acea sumă. Balanță. Balanțele învață lucruri noi azi. Vei petrece mai mult timp alături de cei mici și te vei mai relaxa puțin. O ieșire în parc sau la un film vor fi potrivite pentru voi. În ceea ce privește zona de cuplu, se petrec situații mai deosebite. Persoana iubită ți-a dat seama că nu te simți tocmai în apele tale și te va ajuta să depășești acest moment. Nu aștepta mereu ca cineva să tragă de tine. Ia inițiativă și spune ce te apasă. Scorpion. Astrele spun că nu este un moment bun să te bazezi pe alții. Fă treburile exact așa cum ți s-a cerut și nu mai aștepta ajutor din partea altora. Ești capabil de lucruri uimitoare dacă ai mai multă încredere în tine. Ziua aceasta va fi marcată de multă muncă și stres. Săgetător. Horoscopul spune că săgetătorii vor începe un nou proiect. Locul de muncă actual are nevoie de o persoană cu mai multă experiență în cazul unui client câștigat recent. Așadar, astrele recomandă să te înarmezi cu răbdare și să ai încredere în abilitățile tale de convingere. Capricorn. Capricornii nu vor să mai facă niciun compromis în detrimentul fericirii lor. Te ocupa destul de starea de bine a celor din jurul tău, iar acum ai nevoie de o pauză. Vrei să te axezi doar pe nevoile și dorințele tale. Energiile pozitive vor veni către tine doar dacă îți dorești asta cu adevărat. Vărsător. Se anunță o perioadă mai agitată la locul de muncă, iar acest lucru înseamnă că nu ai suficient timp pentru tine. Ești repezit și este posibil să faci niște greșeli din această cauză. Astrele recomandă să ieși din această stare de alertă, să faci totul cu calm și răbdare pentru a fi mai atent la detalii. Pești. Nativii din zodia Pești vor primi toată atenția de care au nevoie din partea persoanei iubite. Te vei simți apreciat și în siguranță. Sănătatea și starea ta de spirit vor fi prioritare pentru tine în aceste zile.